Această seară continuăm călătoria noastră în Ioan. Ne aflăm în capitolul 18. Tocmai am încheiat de a parcurge rugăciunea Domnului Iisus Hristos și acum ne aflăm realmente doar la câteva momente înainte de moartea Domnului Iisus Hristos și pe tabla de șah a Universului se mișcă piesele necesare ca acest eveniment să se întâmple exact așa cum a rânduit Dumnezeu. Fiecare piesă, fiecare aspect este rânduit și se pune în mișcare. Este ca și într-un joc de șah în care fiecare jucător, fiecare își mobilizează piesele, pionii ca să ajungă la scopul dorit. Când am învățat ca să joc șah ca și copil, nu realizam că de fapt jucătorii care câștigă, jucătorii buni, ei întotdeauna joacă cu câteva mișcări înaintea ta. Eu copil fiind, mișcam, dădeam șah, gata, și peste trei mișcări, șahmat, pierdeam. Am impresia că așa ceva se întâmplă când ne uităm și la evenimentele acestea în care toate forțele Satanei pe de o parte se mobilizează pentru această mare confruntare și urmează în câteva clipe să avem un fel de șah din partea Satanei prin Iuda și prin soldații romani și prin gărzile templului și aproape că avem impresia, dacă nu am ști cum se termină toată povestea, că personajul nostru principal, regele nostru, este în pericol. Dar din perspectiva lui Dumnezeu, care este cel mai bun strateg, cel mai desăvârșit strateg, lucrurile merg exact conform planului și în scurt timp va fi șahmat. Este ca și un război în care armatele se mobilizează și aparent când te uiți pe frontul de luptă și vezi cele două forțe care se pregătesc pentru o bătălie, se pare că ceva catastrofal se va întâmpla. Dar există acel general care a gândit foarte bine lucrurile din spate și bătălia este gata câștigată înainte să înceapă lupta. Și așa ne aflăm și noi în aceste clipe cu Domnul Iisus, cu ucenicii săi, cu toți acești personaje în grădina Ghețiman și am putea ca să împărțim pasajul la care noi vom privi în această seară, de la versetul 1 la versetul 11, este cumva introducerea la tot ceea ce înseamnă ultimele clipe din viața Domnului Iisus Hristos. Este momentul în care Domnul Iisus Hristos este arestat, iar apoi urmează judecata Lui și apoi crucificarea Lui. Și în aceste 11 versete vedem această mobilizare care este necesară pentru această confruntare și pentru arestarea Domnului Iisus Hristos. Întâi vedem mobilizarea Domnului Iisus Hristos, care se ia din acest loc în care se află cu ucenicii, unde am fost invitați ca să privim, să auzim rugăciunea Domnului Iisus Hristos de mare preot și se duce în grădina Ghețimani. Acolo, în același timp, vedem că inamicul își mobilizează forțele lui prin Iuda, care călăuzește pe soldații romani și pe gărzile templului trimiși acolo de mari preoți, ca să-l confrunte și să-l aresteze pe Domnul Iisus și vedem că confruntarea se pregătește. Apoi vedem confruntarea în sine, în care Domnul Iisus și cu Iuda și cu soldații romani se confruntă, iar Domnul Iisus este identificat și până la urmă va fi arestat și în mijlocul acestui tărăboi nu se putea ca să nu intervină și Petru, în stil tipic Petru, să bage și el în seamă să facă ceva. Și cam astea sunt mișcările care se întâmplă pe tabla de șah sau cel puțin mișcările care noi le vom observa în această seară. În primul rând, cum ziceam, Hristos își duce ucenicii, se duce pe sine și ucenicii săi în grădina Ghețiman. Ne aflăm în miezul nopții, probabil undeva la 1-2 dimineața, ora exactă nu știm, dar știm că este târziu, după cina pascală. Iuda a fost izgonit, a împărăsit camera de sus, Hristos tocmai și-a încheiat rugăciunea sa de mare
preot și acum, prin această mișcare care o face Domnul Iisus Hristos, se aranjează scena pentru arestarea lui. Într-un fel se pare că Hristos intră în această capcană involuntar. Hristos și ucenicii săi acum, ne spune textul nostru, că se află într-o grădină, se duc într-o grădină, în grădina Ghețimani. Și ne amintim faptul că totul începe tot într-o grădină, în grădina Edenului, acolo începe Geneza, acolo începem noi, acolo începe toată povestea aceasta, toată istorisirea aceasta. Și în acea grădină ni se spune, așa cum ni se spune și în textul nostru, că exista un râu, Geneza 2:10 spune, un râu curgea din Eden ca să ude grădina, iar de acolo se despărțea în patru brațe. De asemenea, sfârșitul istoriei prezintă un râu. Dacă ne uităm în Apocalipsa 22:1, vedem că există un râu. Atunci mi s-a arătat râul apei vieții, care era ca și cristalul, care curgea, care ieșea din tronul Dumnezeu, din tronul lui Dumnezeu și al mielului. Și dacă ne uităm cu atenție în textul nostru din această seară, vedem că și aici avem o imagine similară. Ni se spune că această grădină se afla dincolo de pârâul Chedron sau dincolo de râul Chedron. Pârâul Chedron curgea printr-o vale care traversa cumva o zonă în care era templul și în acest pârâu era un canal care a fost săpat ca să evacueze de la templu tot ceea ce însemna sângele care era vărsat de la animalele sacrificate în această perioadă. Simbolismul devine evident pentru noi când ne închipuim că istoricii ne spun că în acea perioadă pascală în care ne aflăm, peste 200.000 de miei erau sacrificați și sângele lor era vărsat în acest râu Chedron. Râul Chedron era la propriu o vale de sânge. Iar Domnul Iisus Hristos traversează această vale, acest râu de sânge ca să intre în grădina Ghețimani. Hristos traversează această vale sângeroasă pentru a-și vărsa propriu sânge spre răscumpărarea noastră. Adam a fost izgonit din grădină, a cărui poartă este acum protejată cu o sabie învăpăiată. Geneza 3:24 îi mărturisește acest lucru. După ce l-a alungat pe om, a pus la răsăritul grădinii Eden niște heruvim și o sabie învăpăiată care se rotea, ca să păzească drumul spre pomul vieții. Și rețineți ce se întâmplă imediat înainte ca ei ca să fie izgoniți din grădina Edenului. Avem acea scenă în care Dumnezeu varsă sânge de animal și le vestește Proto-Evanghelia, prin care le spune că prin vărsarea de sânge, prin vărsarea sângelui Domnului Iisus Hristos, va veni răscumpărarea, va veni intrarea înapoi în grădină, va veni intrarea înapoi în prezența lui Dumnezeu. Iar acum, Hristos intră în grădină, traversând valea aceasta sângeroasă, să cadă asupra lui de bunăvoie sabia și să varse sângele lui, pentru a fi noi restaurați din nou în grădină cu Domnul nostru. Paralelele încep ca să devină evidente și simbolismul strident. Primul Adam și-a început viața într-o grădină. Noul Adam își sfârșește viața într-o grădină. În Eden, Adam a păcătuit și a adus moartea în lume. În Ghețimani, Hristos a biruit moartea, dându-se pe sine la moarte. În Eden, Adam a căzut. În Ghețimani, Hristos nu a căzut, ci a biruit. În Eden, sabia a izgonit. În Ghețimani, Hristos izgonește sabia. Și paralelul ar putea continua și continua și continua. Apoi vedem că pe tabla aceasta de șah mișcă și cel rău. Nu doar Domnul Iisus își mută pionii în grădina Edenului, nu doar Domnul Iisus face această în grădina Ghețimani, nu doar Domnul Iisus face această mișcare în pregătire pentru bătălie, dar și Satan prin Iuda, prin soldați și prin cei trimiși de preoți. Iisus cu ucenicii sunt acum în grădina Ghețimani și Iuda de asemenea
se mobilizează, Satan de asemenea se mobilizează prin Iuda. Iuda, spune textul nostru, vânzătorul, trădătorul, știa și el locul acela. Interesant, nu? Dacă ai fi un strateg bun, nu te-ai duce unde inamicii tăi te-ar căuta, că știu și ei locul acela. Nu-i întâmplător că Ioan ne spune lucrul acesta. Mi se pare așa de dureros și de parșiv, cum descrie, parșiv din partea lui Iuda, cum descrie Ioan aspectul acesta. Pentru că Iisus de multe ori se adunase acolo cu ucenicii lui, implicit și cu Iuda. În locul acela intim, unde Domnul Iisus mergea să se roage, în locul acela intim, unde Domnul Iisus l-a dus și pe Iuda și l-a lăsat să stea în preajma lui și l-a lăsat să stea cu ucenicii lui și a beneficiat din lucrarea Domnului Iisus Hristos. În locul acela Iuda i-a dus pe soldați ca să-l aresteze pe Domnul Iisus Hristos. Iuda, deci, a luat ceata oștașilor și pe aprozii trimiși de preoți, cei mai de seamă și de farisei, și a venit acolo cu felinare, cu făclii și cu arme. Ce trist! Soldați înarmați, în frunte cu acest sol ai Satanei, cu felinare, în mijlocul beznei nopții, vin ca să aresteze pe Domnul Luminii, ca să omoare pe Dumnezeul vieții. Ce imagine tristă! Ce imagine a decăderii noastre umane! Scena acum este pregătită pentru arestarea Domnului Iisus Hristos, pentru confruntarea Domnului Iisus Hristos. În versetul 1 și versetul 2, între aceste două versete, există un gol care trebuie ca să-l umplem pentru a înțelege scena per total. Dacă derulăm puțin, vom vedea că Ioan trece foarte rapid de la versetul 1 la versetul 2 și apoi imediat la această confruntare. Dar între versetul 1 și 2, dacă citim cu atenție celelalte evanghelii, există o secvență care este înregistrată pentru noi și care este deosebit de importantă pentru a înțelege scena în care ne aflăm. De exemplu, în Evanghelia după Marcu avem înregistrată această secvență în grădina Ghețimani înainte ca să sosească Iuda și cu soldații. Evenimentele nu se petrec așa secvențial unul după altul, sosește Domnul Iisus cu ucenicii și imediat sosesc Iuda cu soldații. Ci avem o perioadă de timp care se decurge practic între versetul 1 și versetul 2 și această perioadă de timp este descrisă de noi în celelalte evanghelii. De exemplu, în Evanghelia după Marcu ni se spune în felul următor. Apoi au venit într-un loc numit Ghețimani și Iisus le-a zis ucenicilor săi, stați jos aici în timp ce eu mă rog. A luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a început să fie neliniștit și să se mâhnească. El i-a zis, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați. S-a depărtat puțin, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat că dacă este posibil să treacă de la el ceasul acela. El zicea, Aba, Tată, la tine toate lucrurile sunt cu putință. Îndepărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Apoi a venit la ucenici, dar i-a găsit dormind. El i-a zis lui Petru, Simone, dormi? N-ai putut veghea nici măcar o oră? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul într-adevăr este doritor, dar carnea este neputincioasă. S-a îndepărtat și s-a rugat din nou, spunând aceleași cuvinte. A venit iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreunaseră ochii de la somn. Ei nu știau ce să-i răspundă. Când a venit a treia oară, le-a zis, încă mai dormiți și vă odihniți? Destul! A sosit ceasul. Iată că Fiul omului este trădat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă să mergem, iată că se apropie cel ce mă trădează. Observați câteva lucruri acum că avem scena completă pictată pentru noi, care devin evidente din această secvență. În primul rând, se subliniază pentru noi umanitatea Domnului Iisus prin evenimentele acestea din Ghețimani. De aceea este așa de important să avem tot tabloul pictat de toți evangheliștii care mărturisesc despre acest eveniment.
Hristos a simțit groaza și frica și durerea care urma să fie asupra Lui. Vedem pe Hristos căzând la pământ, mâhnit și neliniștit. Luca, de exemplu, ne spune că transpira sânge, așa era de îndurerat. Un lucru este așa de clar privind tot narativul crucificării per ansamblu, de la arestare și până la moartea sa. Hristos nu a mimat suferința. Hristos nu s-a prefăcut că îl doare. Hristos nu s-a prefăcut că este frică. Hristos a fost cu adevărat om. A trăit toată durerea, a trăit toată suferința, a trăit toată ispitirea. Nu doar suferința fizică, nu doar suferința psihică sau emoțională, ci mai ales suferința spirituală. Hristos în Ghețimani a fost cuprins de groaza mâniei lui Dumnezeu. Cu mult mai cuprins de această groază decât groaza bătăii sau a batjocorii sau a chinului care pentru el, în comparație cu mânia lui Dumnezeu care urma să fie revărsat peste el, erau probabil fără consecință. Ultimele cuvinte a Domnului Iisus Hristos de pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ne dau o fereastră în inima Domnului Iisus Hristos și ne putem doar imagina și nici măcar imagina ce a simțit Fiul perfect. Cel care era în părtășie desăvârșită, cel peste care Duhul lui Dumnezeu era fără măsură. În momentul în care mânia lui Dumnezeu se revarsă peste el. Pentru că ce este mânia lui Dumnezeu dacă nu părăsirea de Dumnezeu? Pentru că ce este iadul dacă nu existența fără prezența benefică a lui Dumnezeu? Scriptura ne spune că el, adică Hristos, a fost făcut păcat. Pentru ca noi să devenim, prin faptul că El a fost făcut păcat, prin faptul că El a fost considerat de Dumnezeu vinovat pentru păcatele noastre, din faptul că mânia lui Dumnezeu, care în dreptate trebuia să se reverse peste noi, s-a revărsat peste El. El a fost făcut păcat. El care n-a cunoscut păcatul. Pentru ca noi să devenim neprihănirea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel ne învață în Romani că Dumnezeu a trecut cu vederea peste nedreptate. În ce scop? În scopul de a-și arăta dreptatea în Hristos. Atunci când pentru cei care i-a declarat neprihăniți, Hristos a plătit prețul acelei neprihăniri. Care este prețul ca Dumnezeu să rămână drept? Ca mânia Lui să fie satisfăcută? Ca disprețul lui Dumnezeu către păcat și păcătoși, un Dumnezeu care nu poate privi asupra păcatului, să fie satisfăcută în așa fel încât Dumnezeu să ierte pe cel nedrept și totuși ca să rămână drept. Ca tare, în grădina Ghețimani, Domnul Iisus Hristos suferă o agonie anticipată care noi nu ne-o putem închipui, care niciun martir creștin n-a simțit-o vreodată. Agonia și frica despărțirii de Dumnezeu. În al doilea rând, nu doar umanitatea Domnului Iisus Hristos, și este foarte important acest aspect, pentru că istoria ne arată că mulți oameni s-au legat de aceste versete care arată așa de desăvârșit umanitatea Domnului Iisus Hristos, încât au ajuns până acolo încât să nege divinitatea Domnului Iisus Hristos. În istoria bisericii l-avem pe Celsius, care asta a făcut. S-a uitat la aceste versete și a spus cum ar putea Dumnezeu, dacă Hristos a fost Dumnezeu, să-i fie așa de frică. Cum ar putea Hristos, care este Dumnezeu, să roage Tatălui să spună, dacă este cu putință, să nu se mai întâmple așa ceva. Dar în același timp, Biblia ne arată și pasajul nostru și evenimentul acesta ne arată nu doar omenirea Domnului Iisus Hristos, umanitatea Domnului Iisus Hristos, ci ne arată și divinitatea Domnului Iisus Hristos, care este evidentă din tot ceea ce se petrece aici. Este evident că Hristos nu este surprins de ceea ce se petrece. Hristos nu este arestat împotriva voii sale. Ca și un simplu om care pur și simplu n-are ce face acum. A fost prins la colț. În Marcu și în Matei, de exemplu, ni se spune în felul următor. Când a venit a treia oară, le-a zis, încă mai dormiți și vă odihniți? Destul! A sosit ceasul. Ceasul pentru ce?
Și Hristos explică, iată că Fiul omului este trădat în mâinile păcătoșilor. El a mers în grădina Ghețimani pentru ca să fie trădat. El a mers acolo ca să împlinească planul lui Dumnezeu. Hristos știa exact ce urma să se întâmple, pentru că Hristos avea cunoștința aceasta divină. Ioan ne spune, Iisus, care știa tot ce avea să îi se întâmple, a mers spre ei și le-a zis, pe cine căutați? Hristos știa tot ce avea să se întâmple, pentru că nimic nu este ascuns față de El. Hristos nu a fost luat prin surprindere. Hristos, care este Dumnezeu, care este în comuniune perfectă cu Dumnezeu Tatăl, știa exact tot ce urma să se întâmple. Pentru că tot ceea ce s-a întâmplat în grădina Ghețimani s-a întâmplat după preștiința și după planul alcătuit de Dumnezeu. Și Hristos de bunăvoie s-a supus la acest plan. De asemenea, când ne uităm în confruntarea propriu-zis, de la versetul 4 la versetul 9, vedem faptul că divinitatea Domnului Iisus Hristos este subliniată. Iisus, care știa tot ce avea să se întâmple, a mers spre ei și le-a zis, pe cine căutați? Ei au răspuns, pe Iisus din Nazaret. Iisus le-a zis, eu sunt. Iuda vânzătorul, adică trădătorul, era și el cu ei. Când le-a zis Iisus, eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ. El i-a întrebat din nou, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret. I-au zis ei. Iisus a răspuns, v-am spus că eu sunt. Deci dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese, n-am pierdut pe nici unul din aceea pe care mi-ai dat. Observați faptul că Iisus este cel care ia inițiativa. Hristos nu se ascunde, Hristos nu fuge, El este cel care se descoperă față de ei. Împlinindu-se ceea ce spune Scriptura și ceea ce ne spune Domnul Iisus Hristos în Ioan 10, 17 și 18. De aceea mă iubește Tatăl, pentru că eu îmi dau viața ca să o iau din nou. Nimeni nu o ia de la mine, ci eu o dau de la mine însumi. Am autoritatea să o dau și am autoritatea să o iau din nou. Am primit această poruncă de la Tatăl meu. Hristos în grădina Ghețimani nu este o victimă. Hristos este victorios. Se întâmplă exact ceea ce Dumnezeu a planificat să se întâmple. Se întâmplă exact ceea ce Hristos este determinat să facă în ascultare de Tatăl. Ceea ce urmează, pentru mine, este una dintre cele mai fascinante pasaje din Sfânta Scriptură. În versetul 3, vedem pe toți acești oameni care sunt implicați în arestarea Domnului Iisus Hristos. Îl vedem pe Iuda. Vedem o ceată de soldați. Cuvântul tradus ceată se referă la o brigadă sau o cohortă de soldați. În mod normal, asta ar însemna 600 de soldați romani. Acum există tot felul de discuții între comentatori dacă erau 600 sau nu erau 600. Dar considerând faptul că Domnul Iisus Hristos era un personaj extrem de contestat, extrem de important în vremea lui și Imperiul Roman considera că s-ar putea ca să fie o problemă de răscoală, considerând că în vremea aceasta Paștelui și a perinajului la templu deseori se întâmplau asemenea răscoale, mai mult ca sigur că vorbim de un număr considerabil de soldați. Romanii nu vreau ca să lase descoperiți dacă cumva ucenicii Domnului Iisus Hristos și susținătorii Lui și oamenii care îl simpatizau ar fi gata să se lupte împotriva soldaților romani. Deci probabil că era un număr destul de mare. Poate chiar undeva la 600 care s-au mobilizat. Pe lângă ei erau și delegați din partea preoților, un fel de gărzi ale templului care au mers să asiste la acest eveniment. În versetul 4 și 5, Hristos îi întreabă pe toți aceștia care s-au strâns să-L caute și să-L prindă pe El, pe cine caută? Și ei răspund, pe Iisus din Nazaret. Iar Hristos răspunde răspicat, eu sunt. Și ceea ce se întâmplă este de neexplicat dacă n-ai înțelege cine este Domnul Iisus Hristos. S-au dat înapoi, toți s-au dat înapoi, în unison, și au căzut la pământ. Sute de soldați, Iuda,
gărzile templului, toți într-o clipă au căzut la pământ. Cum trebuie să înțelegem că ce s-a întâmplat aici nu este vorba de faptul că sute de soldați înarmați care pur și simplu s-au împiedicat și au căzut la pământ. Ar fi absurd o asemenea explicație. Ce s-a întâmplat aici este că Hristos, prin declarația Eu sunt, răspunde făcând apel la numele Său divin. Și își arată pentru o clipă, pentru o clipită, slava Sa, revelează slava Sa în așa fel, încât oamenii aceștia se dau înapoi și cad la pământ. În Biblie, când vedem căderea la pământ, ea se manifestă în două feluri. Cei care se întâlnesc cu slava lui Dumnezeu și cad pe față la pământ într-un semn de închinare, și cei care văd slava lui Dumnezeu manifestată înaintea lor ca și un semn de condamnare și cad pe spate la pământ înaintea lui Dumnezeu. Ce se întâmplă aici, dacă citiți doar cu câteva versete înainte, sau doar cu câteva clipe înainte în celelalte evanghelii, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos care este cu fața la pământ în închinare înaintea Tatălui. Iar apoi când vin soldații și cu Iuda și Hristos dezvăluie din slava Lui, a divinității Sale, soldații aceștia cad cu spatele la pământ, în frică de slava dumnezeiască. În Exod capitolul 3 avem acest incident cu Moise la rugul aprins. Și la un moment dat Moise îi zice lui Dumnezeu: iată când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi, și mă vor întreba care este numele Lui, ce le voi răspunde? Dumnezeu a zis lui Moise: Eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat: vei răspunde copiilor lui Israel astfel: cel ce se numește Eu sunt m-a trimis la voi. Ceea ce se întâmplă în versetul 7 apoi, pentru mine este inexplicabil. Dacă ce a fost până acum a fost extraordinar de glorios, ce se întâmplă în versetul 7 este inexplicabil în cealaltă direcție. El i-a întrebat din nou. Deci acum au picat la pământ, se ridică înapoi în picioare și Domnul Iisus se interoghează din nou. El i-a întrebat din nou: pe cine căutați? Acum tocmai au fost cu toți trântiți la pământ printr-un cuvânt din gura Domnului Iisus Hristos. Te aștepți ca tot acești oameni rațional să zică: să vezi, de fapt eram și noi la o plimbare, e o greșeală, ne pare rău, hai să mergem fiecare la casele lui. Eu așa aș fi făcut. Dacă m-aș fi dus cu brigada mea de soldați acolo, l-aș fi întrebat pe omul ăsta ceva, sau el ne-ar fi întrebat pe noi, le-am spus pe cine căutăm și el a zis: eu sunt, și 600 de bărbați cad pe spate într-o dată, ca la o cruciadă a lui Benny Hinn. Eu m-aș fi ridicat și a spus: scuze, greșeală, mă duc și văd de ale mele. Știi ce fac? Nu se iau la fugă, ci insistă din nou. Fiind acum conștienți că printr-un singur cuvânt Hristos i-ar putea nimici pe toți. Mi se pare un tablou incredibil a împietririi umane și a păcătoșeniei noastre. Confruntați cu manifestarea dumnezeirii incontestabilă. Păcătosul se ridică și într-o prostie fantastică spune: da, dar noi am venit să te arestăm pe tine. Am înțeles că tu ești Dumnezeu, dar noi am venit să te arestăm pe tine. Și ne vine să râdem de soldații aceștia și de Iuda și de gărzile templului. Dar de câte ori nu se întâmplă nouă lucrul acesta? Dumnezeu dă cu noi de pământ. Și după aia ne ridicăm și spunem: da, Doamne, stai un pic, să-ți explic niște chestii. Și Dumnezeu iară dă cu noi de pământ, iară ne ridicăm în prostia noastră și iară. Asta este starea noastră, așa de depravați suntem încât omul să poate întâlni cu Hristosul viu, care își manifestă slava și puterea Sa în așa fel încât soldații aceștia, care, să fie foarte clar, nu îi pui la pământ oricum. Nu m-a antrenat, nu îl pui. Vă provoc după biserică, încercați să-l puneți la pământ pe fratele Cristi. Să vedeți cât de ușor să pui pe un om antrenat la pământ. Nu este chiar ușor. Este aproape imposibil. Numai așa, noroc prost, mai reușești. Eu am reușit. Cred că odată, dar așa, au fost din noroc. Bine, am zis, da, uitați ce am făcut eu. 600 de oameni, sau câte au fost ei, oricum.
soldați armați se ridică și se împotrivesc din nou față de Domnul Iisus Hristos. Asta este un tablou fantastic al împotrivirii noastre. Împotriva oricărei speranțe, împotriva oricărei logici, împotriva oricărui sens, omul se împotrivește înaintea lui Dumnezeu. Ca tare, divinitatea Domnului Iisus Hristos, la fel ca și umanitatea Lui, este cât se poate de clară în acest tablou. În grădina Ghețimani este Hristos, omul, Hristos, Dumnezeu. Dumnezeu întrupat, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Ceea ce urmează după această confruntare este intervenția lui Petru. Nu era complet episodul fără intervenția lui Petru. Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o. Interesant. Eu mi-am pus întrebarea de ce avea Petru o sabie. Pentru că nu face mult sens cu personajul lui, da? Cu meseria lui, dar probabil că văzând că lucrurile se agravează, văzând de câte ori au încercat iudeii să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos, a luat și el precauții. Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu. Doar o paranteză, este interesant, când citiți detalii de genul în Evanghelii, sunt extrem de interesante pentru că sunt genul de detalii istorice care certifică un document istoric. De ce e preocupat Ioan ca să înregistreze, de exemplu, numele acestui om? Pentru că audiența care citea această Evanghelie putea să meargă să-l caute pe Malhu. Și zic, hei, poți să văd urechea? Poți să-mi spui cum a fost cu urechea? Înțelegeți? Istorisirile acestea în Evanghelii sunt incredibil de istorice. Conțin tot felul de detalii geografice, de detalii istorice, de detalii politice, de detalii personale, care certifică faptul că oamenii acestea nu scriau o ficțiune. Oamenii aceștia scriau ceea ce s-a întâmplat. Petru ia sabia, taie urechea robului acesta, evident că el nu asta vroia, nu era așa de dibaci în luptă încât vrea numai ca să-l amenințe. El avea alte intenții, dar în providența Domnului, probabil că îmi imaginez că Domnul Iisus Hristos a făcut așa cu mâna și sabia s-a mutat într-o parte. Iisus i-a zis lui Petru, bagă-ți sabia în teacă, nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau? Petru nu înțelege ce se petrece. La un alt nivel este și el într-un fel orbit, cel puțin este în ceață. Petru nu înțelege ce se întâmplă și intervine. Bine intenționat într-un fel, dar greșit. Petru nu înțelege că Hristos nu are nevoie de ajutorul lui. La fel cum soldații nu înțeleg că omul care tocmai i-a pus la pământ printr-un cuvânt nu poate fi arestat de ei dacă el nu vrea. Petru nu înțelege că Hristos nu are nevoie pur și simplu de ajutorul lui. Nu ar putea Hristos să cheme o legiune de îngeri, să anihileze brigada asta romană? Foarte ușor ar fi fost, în orice moment. Nu tocmai au căzut toți soldații pe spate la un singur cuvânt din gura Domnului nostru Iisus Hristos? Și Petru crede că el trebuie să-L apere pe Hristos. Cât de naiv, cât de arogant într-un fel. Să crezi că tu, cu cuțitul tău, ai putea să faci ceva împotriva cohortei acestea romane. Și că Hristos ar avea nevoie de ajutorul tău. Petru nu înțelege că Hristos nu numai că nu are nevoie de ajutorul lui, dar nu vrea ajutorul lui. Nu vrea ca să fie scăpat. Hristos îi spune, nu voi bea paharul pe care mi-a dat Tatăl să-l beau? De aia sunt aici, Petru. De aia v-am adus în grădina Ghețimani. V-am spus de repetate ori că Fiul omului trebuie să pătimească, să moară și după 3 zile să învie. Hristos nu numai că nu are nevoie, Hristos nu vrea intervenția nimănui. Petru nu înțelege că sacrificiul său, și să fie foarte clar, era un sacrificiu. A fost o misiune kamikaze. Petru cu o sabie împotriva la 600. Era o misiune sinucigașă. Hristos nu are nevoie și nu vrea sacrificiul lui Petru, pentru că Petru nu înțelegea că sacrificiul lui nu are vreo valoare fără sacrificiul Domnului Iisus Hristos pentru el mai întâi. Disponibilitatea mea să-mi dau viața pentru Dumnezeu nu are nicio valoare dacă Dumnezeu nu și-a dat viața pentru mine, viața Fiului Său. Jertfa mea, sacrificiul meu, disponibilitatea de a pierde viața mea are valoare pentru că Hristos
și a dat viața să-mi câștige viața. Petru nu înțelege aceste aspecte, Petru nu înțelege faptul că toate promisiunile Domnului Iisus Hristos, care le-a auzit în rugăciunea sa de mare preot, sunt garantate de jertfa Domnului Iisus Hristos care avea să o depună. Și că este spre binele lui ca să nu se opună dorința Domnului Iisus Hristos de a pătimi. Vedem acest conflict. Vedem acest conflict care, dacă te uiți la distanță și dacă te uiți prin ochii necredinței, ți se pare că Dumnezeu l-a lăsat pe Domnul Iisus Hristos să fie cucerit. Dar dacă te uiți prin ochii credinței și dacă te uiți prin revelația Bibliei, înțelegi că ceea ce s-a întâmplat este că Dumnezeu, care este un maestru strateg, a mișcat pe tabla șahului cosmosului acesta, pe fiecare pion exact așa cum a vrut el să îndeplinească planul său la perfecțiune. Vedem în acest pasaj, și cu aceasta aș vrea ca să vă las în această seară, trei aspecte importante care le-am subliniat. În primul rând, Hristos în grădina Ghețimani nu este o victimă, ci este victorios. El merge acolo de bunăvoie și el se dă în mâinile soldaților de bunăvoie. Nimeni nu i-a putut lua viața dacă el nu și-o dădea de bunăvoie. În al doilea rând, vedem faptul că Hristos nu este doar un simplu om. El este om cu adevărat, dar el este mai mult. Hristos este Dumnezeu întrupat. Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Iar identitatea aceasta este deosebit de importantă pentru că El este singurul care are identitatea necesară să ne răscumpere. Umanitatea care să ne reprezinte, dumnezeirea care să dețină valoarea infinită necesară. Ca atare, dacă alterăm oricare aspect din identitatea aceasta a Domnului Iisus Hristos, alterăm temelia în care putem fi iertați, în care putem fi mântuiți. Și în al treilea rând, o lecție practică. Învățăm că Hristos nu are nevoie de ajutorul nostru. Eu am nevoie de ajutorul Lui. Hristos nu are nevoie să fie salvat de mine. Eu am nevoie să fiu salvat de El. Hristos nu are nevoie să contribui la pătimirea Lui. Eu am nevoie să beneficiez din jertfa Lui. Va veni o vreme în viața lui Petru și vine o vreme în viața mea și în viața dumneavoastră în care Hristos ne va chema să sacrificăm pentru El. Dar sacrificiul acela va avea valoare pentru că mai întâi El a murit pentru noi. Să nu uităm acest aspect niciodată. Avem un Mântuitor glorios. Avem un Mântuitor victorios, avem un Mântuitor care este Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat. Avem un Mântuitor care a câștigat mântuirea noastră în mod desăvârșit și care o lucrează în viețile noastre în mod desăvârșit, care și în suferințe este alături de noi. Dumnezeu să ne binecuvinte și să vedem lucrarea minunată a Domnului Iisus Hristos în moartea și învierea sa. Amin. Amin.